Seria Sud este condusă autoritar de Athletic Bradu 2, iar duminică, în cadrul etapei cu numărul 29, și-a consolidat poziția de lider după ce a trecut de Progresul Recea cu scorul de 3-0. Principalele urmăritoare, Viitorul Bârla și Speranța Costești, au reușit și ele câte o victorie, așteptând ocazia să se apropie de primul loc în clasament. În cadrul etapei 29 s-au înregistrat următoarele rezultate. ASE Viitorul Bârla, ASE Unirea Tricolor Șervănești, 4-1, ASE Progresul Râca, ASE Izvorul, 3-0. ASE Viitorul Ungheni, ASE Popești, 4-2. ASE Energia Stornici, ASE Viitorul Lunca Corbului, 0-3. ASE Slobozia, ASE Geoden Slobozia, 1-2. ASE Speranța Costești, ASE Viitorul Căldăraru, 3-0. ASE Steaua Negraș, ASE Viitorul Unirea Mozăceni, 2-1. ASE Speranța Cornățeni, ASE Unirea Hârsești, 1-3. CSE Athletic Bradu 2, ASE Progresul Recea, 3-0. În urma etapei de duminică, lider a rămas Athletic Bradu cu 79 de puncte, urmate de Viitorul Bârla cu 70 de puncte, iar ultimul loc al podiumului este ocupat de ASE Speranța Costești cu 67 de puncte. La polul opus se află pe locul 16 ASE Popești cu 19 puncte, locul 17 este ocupat de ASE Energia Stolnici cu 16 puncte, iar ultimul loc este ocupat de ASE Viitorul Unirea Mozăceni cu același număr de puncte.